Mama Hope the World. HTW. Niște mici detalii pe care le puteți descoperi singuri și care diferă de la persoană la persoană. Folosim mai mult zona vârfului, zona degetelor, pentru a agăța mingea, sau puteți chiar să o loviți cu zona aceasta a piciorului. Jonglez eu de cele mai multe ori. De asemenea, mulți freestyleri jonglează folosind doar zona degetelor. Eu jonglez cu zona centrală a labei piciorului. De asemenea, încercați să desuflați mingea, să o susțineți mai umflată, cum vă e mai lejer, cum vă descurcați mai bine. Unii preferă mingea umflată tare, alții mai puțin umflată, mai ales pentru aceste combinații de mai multe scheme la rând. Asemănător cu acele multiple ATWs, la multiple Hop the World, după ce am plecat cu un Hop the World, când am ajuns sub minge, la fel. Ne pregătim nu doar să agățăm mingea, ci să o lovim și să plecăm cu celălalt picior pentru a ocoli mingea. Vei alterna piciorul cu care faci, bineînțeles. Recomand, în momentul în care ai dat, faci Hop the World, ocolind mingea cu piciorul stâng, să o trimiți puțin spre stângul sau să rămână pe centru. După aceea, când o trimiți pentru a ocoli cu dreptul, la fel, mingea să rămână pe centrul corpului sau puțin spre piciorul drept. Dacă mingea rămâne pe zona stângului, atunci când vrei să te duci cu dreptul peste ea, va fi mai greu. Trebuie să te duci partea aceasta